Hello! Bună, Ana! Cine recomandați? Păi, un Lucky Merlin, un Black Label și Juice Tube Cool. Fain! Poftim! Ei, salut! Azi m-am gândit să revin un pic la povestea cu Vapatu, așa că o să vorbim despre 15 filme în care apare treaba asta. Johnny Depp, The Tourist. Probabil una dintre primele scene de acest film. Filmul este din 2010, deci încet încet o să intre în istoria acestor tipuri de scene. Sigur, nu e o surpriză din moment ce Johnny Depp vapează. Kevin Spacey, House of Cards. Era o vreme când House of Cards era la putere. Tot pe atunci puteam vedea cum personajul lui Spacey făcea trecerea de la țigări clasice la vapat. John Cusack, Drive Hard. Cunoscut și el pentru vapat, John Cusack nu doar prezintă vapatul în acest film și deci îl promovează, ci și arată și un pic din tehnologia din spatele vapatului. Aici nu este doar un gest, este o operațiune întreagă. Dennis Quaid, Beneath the Darkness, un fel de punte între generații și aici putem vedea un pic de vapat. Z Nation. Vapatul apare în Z Nation de mult și este o cale de a prezenta modernitatea și actualitatea poveștii. Zac Efron, Dirty Grandpa. Aici îl putem vedea alături de Robert De Niro, cum face ce făceau cu fumul cei din filmele noir. Doar că aici e comedie și e un total alt gen de film și e color, evident. Two Broke Girls. Într-o scenă din 2015 vedem vapatul criticat și lăudat în aceeași frază, dar cam asta este menirea sitcomurilor bune, nu? Să facă haz de ce e nou. The Simpsons. Mereu un pas cu vremurile, Simpsons ne vorbește într-un fel amuzant despre fumat. Nu e fain pentru fumătorii înrăiți, căci nu are efectele negative ale fumatului și e fain pentru nefumători, că e ca un fel de dulciuri. Billions. Un fel de New York foarte actual în care toată lumea e pusă pe vapat. Neighbors. Tot Zac Efron în prima lui apariție de vapat pe ecran. Sex Tape. Personajul lui Jack Black, șef al unui site pentru adulți, enumeră alte site-uri concurente și din când în când vapează. American Gods. Unul dintre cele mai ambițioase seriale moderne ne arată întruchiparea modernității. Tech Boy, drept un băiat care vapează. Family Guy, Dead Dog Walking, una dintre parodiile făcute exclusiv pentru cei care gustă autoironia și vapează. South Park, The Greedy Farms, încă o parodie care critică și laudă vapatul deopotrivă, în stilul South Park, bineînțeles, adică foarte caustic. Joc, Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Un badass care apare de obicei cu un trabuc se aliniază timpurilor moderne și iată-l și pe el vapând. Bonus încă două, găsiți voi unde. Baby Driver și True Detective în sezonul 2.